Noi suntem echipa surprize din acasă și cineva care vă iubește foarte, foarte mult ne-a trimis la dumneavoastră să vă urăm un călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Pentru dumneavoastră am aici un tortuleț, dacă puteți să-l țineți. Și aici un aranjament floral. Acum, dacă îmi permiteți să vă întreb, de partea a cui credeți că venim noi? Da, sunt copiii dumneavoastră care vă iubesc foarte, foarte mult. Pentru dumneavoastră, din partea copiilor, mai am să vă dedic și melodie. Cântând ochii unei mame, se cutremură pa. Dorul tău să-i rupă pieptul, doar la copilui stă gândul. Doamna Nicoleta, din partea copiilor, am să vă transmit un mesaj care vine la fel din toată inima, din tot sufletul. Și spune așa, dragă mamă, azi e ziua ta, copiii tăi, Cosmina, Mihai, Răzvan, Denisa și Alina, dorim să-ți urăm sincer și călduros la mulți ani, o viață lipsită de probleme și griji, și multă sănătate și bucurii. Chiar dacă uneori nu suntem prezenți, printr-o mică atenție, și să nu uiți că suntem mereu aproape de tine. La fel avem și din partea lui Mihai un mesaj care spune așa: îți mulțumesc că m-ai crescut, m-ai învățat să fiu omul care sunt azi, răbdător, înțelept, sincer, iar prin educația pe care mi-ai dat-o, am ajuns omul care sunt astăzi. La fel și Răzvan vă transmite un mesaj care vă spune așa: vreau să-ți mulțumesc, mama, că m-ai învățat să fiu omul care sunt astăzi. La fel și Cosmina. Sunteți ca a doua mamă pentru mine și vă mulțumesc pentru firea calmă și bunătatea pe care o admir atât de mult. Deși uneori nu prea vorbim, sunteți mereu în sufletul nostru. La fel și Alina, care spune așa: sperăm că această surpriză să vă facă ziua mai frumoasă și așteptăm să ne revedem sănătoși. La mulți ani, mamă! Te iubim necondiționat! Cu drag copiii dumneavoastră, Mihai, Cosmina, Răzvan, Alina și Denisa, care vă iubesc foarte, foarte mult. Și dacă doriți dumneavoastră să transmiteți copiilor câteva cuvinte, nu aveți cuvinte, nu? Atunci să aprindem. Să vă puneți o dorință, să vă facem ele.